A ales o carieră în jandarmerie, dar în urmă câțiva ani și-a mai descoperit o pasiune, cea pentru sport. A început să alerge pentru a face mișcare, însă la scurt timp s-a trezit pe pista de atletism la diferite crosuri și maratoane naționale și internaționale, competiții la care a reprezentat cu cinste instituția în care își desfășoară activitatea, dar și orașul. Recent, Simona Floricel, căci despre ea este vorba, a reușit să-și mai adauge în palmares alte două titluri naționale, unul la proba de 800 de metri, iar celălalt la 1500 de metri, ambele la categoria sa de vârstă peste 40 de ani, obținute la Campionatul Național de Atletism în Aer Liber, concurs care s-a desfășurat în perioada 1-2 iulie pe stadionul Iolanda Balaș din București. A fost ceva inedit, a fost o premieră pentru mine. Campionatul Național de Atletism în Aer Liber a fost la prima mea participare de acest gen. De fapt, a trebuit să fiu înscrisă la un club sportiv pentru a participa la acest campionat de atletism. M-am înscris la CSM Craiova, care este afiliat Federației Române de Atletism. Deși are experiența acestor competiții, la Campionatul Național de Atletism în Aer Liber a întâmpinat ceva dificultăți. Condițiile au fost destul de grele, în condiții atmosferice, gen cod portocaliu, să zic așa. Au fost 43 de grade la prima probă și 53 de grade la nivelul pistei s-a simțit. A fost un pic de risc pentru că mi-a fost teamă că nu voi termina această probă cu bine, dar a fost până la urmă foarte, foarte bine. Am terminat prima. Acum Simona Floricel se pregătește pentru campionatele balcanice din Bulgaria, care se vor desfășura la finalul lunii septembrie. Până atunci însă s-a mai înscris la alte două competiții în țară, Corcova Trail și Maratonul Olteniei.